Ea e prințesa, tu e sportivul, tu ești tipa cu creier, e inteligentă, sunteți niște clișee mulțoare, filmele pentru adolescenți. Și tu, unde te încadrezi? Eu sunt naratorul la tot știutor. Otocelar, un atlet, un delicvent, o prințesă, o crimă. Tu pe cine ai crede? Tu ai omorât-o pe Simon? Îmi pare atât de rău, Jake. Am făcut o greșeală atât de îngrozitoare. Casa pe lângă care oamenii trec cu mașina și spun: nu pot să cred că cineva chiar trăiește acolo. Uite că eu fac. El lipsește de acasă cât poate de mult, iar taica s-o e pe jumătate de mult. Să râdă decât de inocenți erau pe atunci, plângându-se că au fost chemați la detenție pe nedrept. De fapt, poate că numai ea era cea inocentă, de o naivitate prostească. Așa a fost toată viața lui. Oamenii îl văd și mai ales își fac o părere bună despre el. Odată ce ajung să-l cunoască, îl plac și mai mult. Nu contează cât de praf este viața, părul ei reușește întotdeauna să arate bine. Toată lumea are secrete, nu? Ceea ce contează e cât de departe merge să le protejezi. Mai dă și mă la cu geamul, dă-i făcut. Bă, o ceapă, bă, cum aș fi doamna. Ce ți-am dat de și ești ce-am făcut, de ce mai uitat? Deci am ești făcut de pipi. De rechină. Păi, cum era? De oră vine ea. Oh.